Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul acestei săptămâni 19-25 pentru semnul gemenilor. Haideți să vedem ce va fi în această săptămână pentru voi, dragii mei, ce va aduce, ce fel de energii vor veni în viața dumneavoastră, Zodia Gemeni, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Pentru Zodia Gemeni. Zodia Gemeni 5 de cupe mi-arată că treci printr-un moment nu tocmai plăcut, un moment trist sau ți s-a făcut o nedreptate. Cineva ți-a dezamăgit așteptările, te simți pierdut sau că ai pierdut ceva, dar nu este totul pierdut, da? Pentru că mai ai două cupe aici în spatele tău, chiar dacă tu nu le vezi. Văd că te proiectezi mai mult pe anumite lucruri negative decât să vezi și partea bună a lucrurilor. Da? Deci va trece și această perioadă. Văd că a venit o schimbare neașteptată și nu tocmai pozitivă în ce vă privește. Și aveți anumite regrete și anumite anumite sentimente de vină, să spunem așa. Vă simțiți abandonați. Haideți să vedem. Pentru Zodia Gemeni. Următorul car pentru dumneavoastră. Da, vă simțiți blocați. Dacă doriți să faceți un drum, nu cred că îl veți face pentru că vă simțiți blocați. Vă uitați în trecutul dumneavoastră și văd că e ca și cum v-ați pierdut orice speranță. Vă simțiți blocați, limitați, să spunem așa. Este doar un moment de blocaj. Va trece și acest moment, să spunem așa, și e nevoie să așteptați, da? Poate vă simțiți și sacrificați. Cineva v-a spus ceva și nu a fost tocmai un sincer sau pozitiv cu dumneavoastră acea persoană. Și de acolo văd că vă simțiți un pic mai în suferință, da? E nevoie să schimbați modul de a vedea lucrurile, adică să vedeți lucrurile din altă perspectivă, să înțelegeți de ce se întâmplă aceste lucruri, din ce motiv și pentru care și pentru ce motiv, adică ce trebuie să învățați de la aceste lucruri. Și da, 5 de monede, văd o abandonare sau vă lipsesc puterile, forțele sau poate multă instabilitate, să spunem așa, da? Poate nu este ceea ce trebuie sau nu este ceea ce aveți nevoie, poate doriți mai mult și nu. Vă simțiți un pic într-o circumstanță negativă, să spunem așa, o schimbare negativă. E ca și cum vă simțiți în această săptămână că lumea este împotriva dumneavoastră, că aveți dușmani, dar poate ați pierdut un loc de muncă sau poate nu aveți financiar cât aveți nevoie sau poate chiar în relația dumneavoastră vă simțiți abandonați și nu vi se oferă atenția și iubirea pe care meritați dumneavoastră, dar vă cer este. Eu vă spun că e nevoie să cereți sfatul altor persoane, să cereți sfatul dacă aveți nevoie de ceva, să comunicați. Haideți să vedem. Da, văd aici că sunt anumite minciuni și manipulări și poate depresie, deci nu gânduri negative, supărare, pentru că vă axați mai mult pe partea materială. Și nu este sănătoasă acest lucru. Văd și e posibil să fiți într-o relație toxică, cineva din jurul dumneavoastră să aibă anumite vicii, să intrați în legătură cu zodia Capricornului sau poate nu, poate chiar și cu zodia Fecioare, de ce nu? Văd că este aici o obsesie, o gelozie, o posesivitate, dar nu este sănătoasă deloc. Eu vă sfătuiesc să vă eliberați de aceste legături toxice, da? Să ieșiți din această legătură toxică, că nu este tocmai plăcută și nu este binevenită. Văd că foarte multe gânduri negative. O femeie în semn de pământ,
Taur, Fecioară, Capricorn. Va avea un rol important în viața dumneavoastră această femeie. Poate vă dau o mână de ajutor, poate dumneavoastră vă gândiți cum să fiți mai responsabil. Vă veți ocupa de familie și de locul de muncă. În același timp, văd că veți fi capabilă. Sau poate o femeie vă va întinde o mână de ajutor, ajutorul de care aveți nevoie. Văd că veți fi oricum mai creativ, mai senzual, mai prosper și mai fertil. Roata destinului. Văd foarte multă instabilitate pentru dumneavoastră, zodia Gemeni. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Un bărbat în semn de foc, berbec, leu, săgetător. Sau dumneavoastră vă veți gândi la trecutul dumneavoastră pentru a acționa? Veți lua decizia mâini. Poate veți avea mai mult entuziasm și mai multă inspirație ceea ce trebuie să faceți pentru mai târziu. Văd totuși aici un drum este blocat. Un drum este blocat sau oportunitățile sunt. Este o dizordine, o instabilitate în viața dumneavoastră în această săptămână. Ceva anumite lucruri se amână. Da? Văd totuși un bărbat în semn de foc, cum spuneam, berbec, că poate fi un bărbat mai optimist sau poate acest bărbat va fi mai impulsiv, să spunem așa. Poate fi mai impulsiv și poate exploda, de ce nu? Poate și de acolo atâta instabilitate în ce privesc energiile. Haideți să vedem, vreau să clarific pentru zodia Gemeni. Sunt curioasă ce se întâmplă în viața dumneavoastră, zodia Gemeni. Zodia Gemeni, da, ați primit anumite mesaje sau anumite secrete, vi s-a spus, vi s-a revelat, adică ați ajuns la o concluzie în ce privește familia dumneavoastră. Totuși, vreau să vă transmit că ceea ce se întâmplă este ceva karmic. Este ceva karmic care a fost necesar să treceți printre aceste lucruri. Da? A fost necesar, nu ține de dumneavoastră. În ce privește locul de muncă, foarte multă muncă. Și vreau să zic că anumite lucruri iese în afară. Va trebui să le reparați. Văd că doriți să construiți ceva, ceva mai bun pentru viitorul dumneavoastră. Și văd că veți munci foarte mult în această săptămână. Zodia Gemeni. Da, sunteți la locul de muncă, sunteți înlăcrimați. Sunteți lăcrimați la locul de muncă, chiar și poate în relația dumneavoastră. Este o tălare generală, deci vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc, dar văd că în relația dumneavoastră simțiți cum să zic eu, cineva v-a rănit inima. Și există iubire și ură în același timp în relația dumneavoastră și va trebui să lucrați în ce privește această relație pentru a repara ceva. Da? Poate și de acolo a fost această dezamăgire. În ce privește partea financiară sau gândurile dumneavoastră negative, văd că vi se vor îndeplini dorințele, să știți. Veți manifesta dorințele dumneavoastră. Foarte multe speranțe și dorințe se vor manifesta pentru dumneavoastră. Veți vedea că ceva veți realiza în această săptămână, dar vă simțiți totuși blocați. Dacă sunteți femei, dumneavoastră vă simțiți blocați într-o viață nesănătoasă. Nu știu, în jurul dumneavoastră vor fi anumite persoane care vă vor, cum să spun eu, vă vor îngreuna. E ca și cum veți avea, vă simți într-o pușcă, dar că vă lipsește aerul.
și doriți libertate, doriți să vă eliberați și cred că vă veți elibera în această săptămână. Da? Doriți să vă eliberați, doriți să vă să aveți o viață mai sănătoasă, pentru că aici îmi spune că totuși nu aveți o viață sănătoasă. Cineva acolo în jurul dumneavoastră este manipulator, narcisist, este, poate are chiar și viciile sale și de acolo dăunează. Da, și îmi spune că, da, cum spuneam, ori mâncarea nu este sănătoasă, ori anumite obișnuințe nu sunt sănătoase și poate stați într-o relație unde nu sunteți fericită, dar stați pentru că nu puteți altceva să faceți, nu puteți să faceți o schimbare și stați de nevoie în această relație, din păcate. Și vă simțiți nu sunteți satisfăcută, vă simțiți nesatisfăcută, dar stați totuși pentru că nu aveți altă posibilitate. Văd totuși că ceva va crește, ceva mai stabil va crește. Ceva își, vedeți acest copac când spune de stabilitate. Până la urmă, un bărbat va aduce stabilitate în viața dumneavoastră. Da, și văd că cred că veți lua și veți decide să cereți sfatul unui profesionist, unei persoane care lucrează într-o instituție legală, poate un avocat, un doctor sau ceva anume. Văd că veți lua decizia să apelați la o persoană care lucrează într-o instituție, dar oricum vreau să zic că se vor sistema lucrurile în viața dumneavoastră, va fi stabilitate. În ce privește un bărbat mai deschis la culoare, mai energic, va aduce stabilitate în viața dumneavoastră, va ieși soarele, văd mai multă fericire, văd mai multă bucurie, claritate, se va face lumină. Da? Deci un bărbat, acest bărbat va aduce lumină în viața dumneavoastră și văd foarte mult succes și fericire, să știți. Haideți să vedem și în ce privesc relațiile de iubire. Pentru zodia Gemeni. În ce privesc relațiile de iubire pentru zodia Gemeni? Zodia Gemeni, da, cum spuneam, aveți sufletul, inima ruptă, adică anumite promisiuni care au fost trădate, aceste promisiuni. Văd că nu mai reușiți să aveți încredere în persoana iubită. Emoțional sunteți la pământ, oamenii mei dragi. Dar veți primi un cadou. Veți primi iubire și veți da iubire. Da? Deci să îmbrățișați ceea ce aveți. Și văd totuși că vă veți face multe iluzii pentru că nu mai reușiți să aveți încredere în partenerul dumneavoastră și văd foarte multe gânduri, foarte multe iluzii, preocupări, trăiți, e ca și cum trăiți doar în vise, nu vedeți clar. Și spune să vă încercați să faceți ceva creativ pentru a reuși să vă eliberați de aceste iluzii, de aceste gânduri, poate foarte multă gelozie din cauza neîncredere în partenerul dumneavoastră, cum ziceam, e nevoie să faceți ceva lucruri creative pentru a vă explora sentimentele. Văd totuși că sunt multe lucruri tradiționale în această săptămână, în relația dumneavoastră vor fi anumite valori mai vechi, să spunem așa, și văd că spune că este o căsătorie la mijloc sau va fi o căsătorie, că anumite idealuri vechi vor fi în această săptămână pentru dumneavoastră și să luați lucrurile încet și calm. Și veți avea parte de armonie, să știți. Veți avea parte de armonie, se va face armonie, se va construi din nou încrederea, veți construi din nou o încredere mai profundă, să spunem așa. Veți lucra foarte bine împreună la această săptămână, la sfârșitul săptămânii și veți fi romantici sau persoana iubită va fi romantică, veți fi cuceriți, vi se va da târcoale de persoana iubită, să spunem așa, și va arăta intențiile sale. Să mențineți
speranța aprinsă, da? Pentru zodia Gemeni. Zice că trebuie să fiți mai determinați și mai siguri pe voi. Norocul va veni când tu vei fi mai sigur pe tine însuți. Roagă-te îngerului din el, unul dintre, din acei îngeri al sorții bune, pentru că el te va ajuta să te facă mai echilibrat, mai decis, să te concentrezi pentru a gestiona o situație ce e blocată. Oamenii mei dragi, fiți mai încrezători, mai determinați și veți vedea că va veni norocul pe strada dumneavoastră și să vă încercați să vă concentrați pentru a gestiona o situație care este deocamdată blocată, da? Deci cu determinare și siguranță va veni și norocul în viața dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii și noi ne vedem la etalarea zilnică. V-am pupat, numai bine, Crăciun fericit, numai bine, la revedere, sănătate!